Bună ziua! Interviurile video pe Senius continuă astăzi, iar alături de mine este domnul Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2 și candidatul PSD la primăria sectorului 2. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Data trecută, când ați venit, știu sigur că vorbeam aici, la PSNews, despre candidatura dumneavoastră din partea Partidului Național Liberal. Iată că astăzi eu candidez din partea PSD. Ați înscris în Partidul Social Democrat? Da, m-am înscris pentru că candidez pentru lista de consilieri și sunt prima propunere pe lista de consilieri pentru sectorul 2 și nu ai cum să nu faci parte din partid dacă candidez și pentru primar și pentru consilieri. Da, eram candidatul PNL în acel moment și nici eu nu m-aș fi gândit că voi fi candidatul susținut de PSD. Da, logica mă făcea să cred că partidul pentru care am depus efort politic, pentru care am candidat în 2016 și din partea căruia am fost consilier local și viceprimar, mă va susține, pentru că asta spune logica atunci când conduci în sondaj, atunci când arăți că lucrurile pe care le-ai făcut te pune în fruntea opțiunilor populației sectorului 2, orice partid te susține pentru a candida. A fost o întâmplare pe care nici eu nu o înțeleg. Partidul Național Liberal a ales să nu mă susține și nici să nu aibă candidat la sectorul 2. De ce credeți că a ales varianta acesta? E foarte ciudat. Dați-i bine în sondaje. Da, și sondajele arăteau că pot câștiga fără susținerea unui alt partid, ceea ce este un lucru pe care orice partid și-l dorește. Când începi să te aliezi cu alte partide, areți practic slăbiciunea în acel moment. Faptul că nu poți singur să faci ceva și trebuie să te aliezi cu alte partide. Nu mai poți prin tine însuți sau însăți și trebuie să te duci într-o alianță. Nu am înțeles nici prea. Am avut discuții ulterior, am fost asigurat până în ultima zi că voi fi susținut, am fost încurajat să candidez. După acest eveniment prin care s-a anunțat că PNL-ul nu va susține un candidat la sectorul 2, mi s-au oferit niște funcții ca să rămân în PNL și ca să îl susțin pe cel care nu avea șanse. Ce funcție? Viceprimar sau parlamentar. Și eu n-am intrat în politică pentru a avea o funcție, pentru a fi cineva. Am intrat în politică pentru a face ceva. Și nu am intrat ca să am o funcție să mă recomand într-un fel sau altul. Dar cum ați aflat că nu vă va susține? Din presă. S-a publicat în... Nu m-a anunțat nimeni. În presă sau... A fost o vineri spre sâmbătă, s-a anunțat că s-a ajuns la acel acord de împărțire a funcțiilor. Am fost și eu mirat. Toate cele 3 luni de zile s-au negociat niște funcții pentru niște persoane care nu le-ar fi putut obține mergând singuri, doar încercându-se obținerea lor pentru susținere a mai multor partide. Eu nu văd așa politica. Și am rămas și eu surprins, pentru că de 2-3 ani de zile aveam discuții în cadrul PNL București și ceream ca PNL să vină cu soluții, cu proiecte pentru oameni. Nu poți să faci o campanie spunând că actualul primar nu e bun. Sigur, înțeleg rolul opoziției, dar trebuie să vii și cu soluții, adică să spui ce vei face tu. Mi se spunea tot timpul, lasă că vedem la anul. Adică nu e normal, nu este corect o astfel de abordare. N-ai cum să te duci la un interviu pentru job și să-l înjuri pe fostul angajat. Adică trebuie să spui ce voi face tu. Așa este corect pentru oameni. Și este lucru pe care l-am încercat și l-am făcut la sectorul 2. Am venit cu soluții, multe dintre ele deja aplicate la sectorul 2, multe proiecte deja începute. Pentru a face viața oamenilor mai bună. Cred că asta este rolul unui politician, mai ales în administrația publică locală. S-a vorbit despre faptul că Monica Anisie, da, actuala ministru al educației și președintele PNL sector 2, va fi sabotată în campanie.
este adevărat? Păi trebuie să o întrebați pe dânsa. Nu știu dacă m-a sabotat. Cred că s-a sabotat la oarecum pe dânsa în poziția de ministru. Anumite afirmații pe care le-a făcut nefericite în momentele respective legate de educație. Nu pot să comentez dacă m-a sabotat pe mine. Eu îi doresc succes. N-ați și... avut o discuție? Am avut mai multe discuții. Vis-a vine candidatură dumneavoastră? Da, prefer să nu. Adică am pus punct capitolului PNL. Consider că dânșii au o viziune diferită față de a mea și nu-mi face plăcere să și nici nu e poate bine să dezvălui discuții pe care le-am avut privat acolo. În plan personal, sunt foarte mulți membri PNL care, cu care sunt prieteni, care mi-au spus că mă vor vota. Ce să vă zic, am fost și eu surprins plăcut după ce am anunțat că voi candida independent și cei de la PSD, doamna Firea, m-a sunat și am avut o discuție despre proiecte, culmea, deci dacă putem pune în paralel negocierile PNL, USR Plus s-au dus doar pentru funcții, doar pentru a căpăta prietenul cuiva câte o funcție, primar, viceprimar, city manager, s-a împărțit tot ce s-a putut. Bine, ceva ce încă nu se obținuse, niște promisiuni, cum se zice în România, pielea ursului din pădure. Discuția mea cu doamna Firea a fost legată de proiecte. Eu am discutat despre cel mai mare parc din sectorul 2, care se va face în zona Petricani, un parc de dimensiunea Herăstrăului, despre 30 de străzi noi în zona Pipera, care vor fluidiza circulația, despre sensuri unice, în tot sectorul 2, pe străzile mici, și care vor genera și locuri de parcare mai multe, despre continuarea modernizării școlilor, un proiect foarte important pe care l-am început în sectorul 2. Avem cele mai moderne școli din România și care se compară cu cele mai moderne școli din lume, fără să exagerez sub nicio formă. Continuarea modernizării străzilor, proiectul de centrale de quartal, care să fie o alternativă la încălzirea centralizată pe care o furnizează Radet și multe, multe alte proiecte pe care, la care dânsa a fost deschisă și le-a și introdus în programul dânsei. Cum reacționează oamenii de peste? Să termină ideea. Deci, am fost surprins plăcut că după ce PSD a anunțat că mă va susține, aproximativ 80% dintre membrii filialei PNL Sector 2 și-au dat demisia și mulți au și venit la PSD ca să mă susțină. A fost, m-am mirat, nu mă așteptam să fie atât de mulți care să vină după mine. Susține. Da, da, foarte, foarte mulți, foarte mulți. Aproape toți consilierii locali, nu știu, jumătate din conducerea filialei și membrii simpli, am zis peste 80%. Și oamenii de pe stradă, care vă știau până... Oamenii de pe stradă, unii m-au felicitat, că au spus că e și mai bine să fiu susținut de PSD, alții au spus că m-ar fi votat oricum și independent sau susținut de PNL sau PSD. Și câțiva au spus că în general nu votează PSD, dar vor vota în acest caz pentru că mă cunosc și știu ce am făcut și știu ce vreau să fac în sectorul 2. Acum vă veți lupta, să spun așa, cu candidatul PNL-USR, domnul Radu Mihai. V-am spus, Partidul Național Liberal nu are candidat. Susține candidatul altui partid. De aceea sunteți foarte... pregătit? De... Sigur, va urma o perioadă dificilă, mai ales că opriți. Da, o perioadă de campanie electorală. Foarte mulți membri PNL, foarte mulți simpatizanți PNL sau votanți PNL mi-au comunicat că mă vor vota oricum și că în niciun caz nu vor vota un candidat de la USR. Să nu uităm că cei de la USR jură efectiv guvernul PNL, conducerea PNL, de câte ori au ocazia, așa cum am fost și eu jignit și înjurat de toată conducerea USR în timpul acelor negocieri. Asta m-a și mirat, ipocrizia cu care, după ce m-au înjurat și m-au făcut în toate felurile două luni de zile, îmi ofereau funcția de viceprimar ca să susțin candidatul lor. Adică, deci, nu eram bun să fiu candidat pentru primar, dar
ca să-l susțin pe candidatul lor din poziția de viceprimar, eram foarte bun. S-a părut jenant această ipocrizie și nu aveam cum să accept așa ceva. V-ați mai întoarce în PNL? În condițiile actuale, nu. Gândiți-vă că sunt la, sunt la a doua, la al doilea episod identic. În 2012 aveam prima șansă de a câștiga primăria sectorului 2. Inexplicabil, am fost scos din cursă, lăsându-se loc liber domnul Ionțanu în 2012. În 2020, inexplicabil, tot cu două luni înainte, scos din cursă, lăsându-se loc liber domnul Ionțanu. O fi o coincidență sau nu, e ceva ce este greșit acolo și am spus și această negociere pentru funcție. Un partid nu trebuie să fie un târg de joburi pentru șomeri, trebuie să fie un loc unde vin oameni capabili, oameni care au făcut ceva în viața lor, cu performanțe profesionale și care să vină să-și pună experiența în slujba oamenilor. Repet, nu un târg de job, nu o negociere ca să fie prietenul Barna ceva, că nu are și el serviciu, să fie prietenul Năsui, prietenul Făcut. Nu e normal. Trebuie să aducem în politică oameni capabili, oameni care au făcut ceva și care pot să spună și nu, care pot refuza funcții, care pot care au o experiență în spate și o demnitate de a nu accepta orice. Am văzut că ați postat un mesaj pe Facebook în care cereți redeschiderea restaurantelor. Așa este. Discut cu oamenii în sector, merg în fiecare zi pe teren și discut cu sute de oameni. Și pensionari, și profesori, și copii, și elevi, și patroni, și bucătari, ospătari. Este o mare problemă. Guvernul are o politică neclară, netransparentă față de această industrie Horeca și față de alte categorii, dar în special o să mă refer la această categorie foarte numeroasă. Personalul Horeca, nu știu, sunt câteva sute de mii de oameni, dar mă refer și la industria orizontală, producătorii și procesatorii de alimente, transportatorii, importatorii, producătorii și comercianții de articole conexe, cervețele, firme care spală fețe de masă. Deci sunt foarte mulți oameni care suferă. Vedem o politică netransparentă a guvernului. Eu am cerut astăzi, foarte clar, guvernului, ori să vină cu explicații științifice clare de ce au refuză deschiderea restaurantelor, cafenelelor, locurilor unde se poate lua masa, se poate servi ceva, sau să deschidă aceste locuri. Deci sunt țări din Uniunea Europeană care le-au deschis. Nu putem utiliza dublă măsură. Trebuie să spună, ori au niște date clare că se transmite virusul în interior mai mult decât afară sau... Deci nu se pot lua decizii de felul închidem terasele până la 23, după o săptămână până la 24. Se vede clar neprofesionalismul și faptul că nu se folosesc niște date certe. Eu sunt matematician și am pretenția în numele acestor sute de mii de oameni care suferă, care își văd acum la venirea toamnei și a iernii, își văd din nou spectrul sărăciei. Văd că terasele se vor închide din nou, pentru că nu o să mai fie vremea pentru a le ține deschise și se văd iar trimiși acasă într-un șomaș tehnic. Vorbim despre firme care pot da faliment, cei care produc alimente, care produc produse alimentare pentru restaurante. După ce o să dea faliment, când o să vrem să le redeschidem, o să avem probleme. O să ne bazăm pe importuri. Se falimentează o întreagă industrie din cauza unor oameni care nu sunt în stare să ia niște decizii clare, niște decizii corecte. Nu poate să-mi spună nimeni că virusul funcționează în România într-un fel și în Franța altfel. În Franța sunt restaurantele deschise în interior. Sunt de acord cu măsuri de prevenție, nu știu, să fie mai puțin oameni la masă, mai puține mese, mai departate. Și discutai inițial. Bineînțeles. Deci vedem niște decizii luate de niște oameni care nu știu să gestioneze situația. Deci, repet, ori să vină cu o justificare științifică, clară, transparentă, pe care să o pună pe masă și să ne arate tuturor de ce a luat această decizie, ori le cer să redeschidă restaurantele începând cu 15 septembrie. Voi face tot ce ține de mine și
dacă dânsii se vor împotrivi, voi încerca să le deschid la nivel local, în sectorul 2, așa cum am deschis parcurile primul din această țară, voi deschide și restaurantele, cafenelele și alte localuri din sectorul. Oamenii aceștia trebuie să aibă dreptul să muncească. V-am spus și cei din interior, ospătari, chemneri, bucătari, și cei de pe orizontală, procesatori, producători, transportatori. Oamenii și familiile lor care suferă cu toții și văd un guvern care nu știe să gestioneze situația. Da, nu știu cine ia aceste decizii, nu vreau să vorbesc despre cineva anume, nu este o acțiune electorală, este o acțiune, este un strigă de disperare, un strigăt legat de o situație inadmisibilă. O industrie întreagă care este băgată în faliment din cauza nepriceperii. Sau, dacă sunt date clare, îi rog să le facă publice. Credeți că e și altceva la mijloc? Ca matematician v-am spus, văd țări din Uniunea Europeană care deschid restaurantele și țări care nu deschid, de care și România. Despre ce vorbim? Sunt date clare sau sunt diversi oameni ajunși în funcții în care nu au o experiență de viață destul de mare sau o experiență de managerială care să îi facă să ia niște decizii corecte? V-am spus, când am văzut acea măsură prin care s-a redus programul teraselor de până la 23, spunând că așa trebuie, că sunt niște calcule, după care după 5 zile s-a mărit la 24, mi-am dat seama că sunt niște amatori care nu au niciun calcul științific în spate, care iau decizii după ureche. Vorbim și despre proiectele pe care le propuneți în mandatul de primar al sectorului 2. Ce facem cu parcările? Pentru parcări, v-am spus, și pentru fluidizarea circulației, proiectul principal este legat de introducerea sensorilor unice pe toate străzile secundare și pe marcarea tuturor parcărilor din sector. Toate aceste parcări trebuie date oamenilor. Nu mai trebuie să avem locuri de parcare nemarcate și nedate cuiva. Acolo apar abuzuri. Avem 20.000 de mașini părăsite în sectorul 2 pentru că nu întreabă nimeni de ce au parcat acolo. Dacă aș da acele locuri unor cetățeni, unor firme care să plătească ceva pentru acele locuri, vă asigur că nu vor mai fi mașini părăsite. Restul locurilor fiind pentru plata cu ora. Deci să fie abonamente pentru riverani și câteva locuri pentru vizitatori. Plata cu ora. Vom reduce foarte mult în această metodă mașinile care nu au, de care nu este nevoie să fie acolo. Pentru că omul și-ar face un calcul. Merge să plătesc abonamentul anual sau mai bine să iau mașina de ei, să o duc undeva la țară, să o duc la remat, să-mi iau acea sumă de bani. Astăzi v-am spus, ne chinuim din cauza unor mașini părăsite, din cauza unor mașini foarte puțin folosite, care abuzează de gratuitatea quasi permanentă. Sunt locurile acelea, 26.000 de locuri pe care le avem de reședință de la ADP, dar restul locurilor sunt folosite, v-am spus, unele gratuit, altele gratuit abuziv. Ce alte proiecte oferta? Păi aș vrea să termin procesul de modernizare al școlilor. Avem 15 școli deja terminate, schimbat tot de la structură. Acum avem 22 în lucru. Iar până în 2022 vreau să termin toate cele 83 de unități de învățământ prin aducerea lor la standardul de calitate pe care l-am introdus. După aceea vreau să termin toate blocurile de reabilitat. Trebuie spus că în sectorul 2, în ultimii 4 ani, am reușit să reabilitez aproape dublu blocuri față de ultimii 8 ani. Deci 2008-2016 s-au reabilitat 378 de blocuri, iar 2016-2020 am reabilitat aproape 650. Deci vorbim de o altă viteză și de o altă calitate. Și până în 2022 vreau să termin și restul de 550 de blocuri care trebuie reabilitate. Vreau să încep programul de schimbare sau modernizare a lifturilor, bazat pe o lege pe care am introdus-o chiar eu în Parlament. Și acest proiect pilot legat de centralele de quartal care să înlocuiască sistemul de încălzire centralizat. Nouă, sectorul 2, ne vine agentul termic de foarte departe de la CET-SUD, pe niște țevi nereparate de foarte mult timp, sunt foarte multe pierderi și este un grad mare de ineficiență. După aceea
vreau un sistem de traversări pietonale în marile intersecții. Am o idee nouă pentru România. Vorbim despre pietonale circulare destinate pietonilor. Pietonale circulare în marile intersecții cu scări rulante în fiecare colț. Deci, pentru a facilita accesul pietonilor, punem scări rulante. Am observat că pe pietonalele peste DN-uri, unde nu sunt scări rulante, sunt foarte puțin folosite. Atunci punem scări rulante, punem lifturi la fiecare dintre cele patru colțuri și poți traversa inclusiv în diagonală, mergând pe această circulară, jos scoțând stopurile pentru mașini și lăsând sensuri giratorii deschise pentru a se fluidiza circulația. Într-adevăr, da, și este mult mai ieftină. Deci e cam de 20 de ori mai ieftin să ridici pietonii deasupra decât să ridici mașinile. Este vorbind de altă structură, de altă structură de rezistență. Poți să aduci structuri metalice prefabricate, le instalezi în câteva zile, nu blochezi traficul atât de mult, așa cum îl blochezi când e un pasaj auto. Pasajul auto costă în jur de 30 de milioane de euro, o astfel de pietonală costă în jur de un milion jumate. Cu toate scările de cea mai bună calitate, cu lifturi, cu toate. Deci, vorbim de alte costuri, de rapiditate și de un efect asemănător. Pentru că dacă ridici pietonii, mașinile o să circule mult mai fluid. Revin la discuția dumneavoastră, pe care spuneți că ați avut-o cu domnul primar Gabriel Firea. Ați discutat, știu că, la nivelul sectorului 2 și nu numai în București, este o problemă cu apa caldă. Ați discutat? Am discutat, mi-a zis că CET-ul nu ține de primărie, ține de guvern, acolo sunt mari probleme în furnizarea centrului termic și i-a plăcut foarte mult proiectul meu cu centrala de quartal, o centrală care să fie amplasată în punctul termic, sunt punctele termice din sector, acolo se pune o centrală care deservește 5, 6, 7 blocuri adiacente. Nu mai e distanță de transport, aduce o centrală de ultimă generație cu randament foarte mare și practic creezi o rețea nouă, te decuplezi de la rețeaua nemodernizată, veche a Radetului. Cam cât ar dura această investiție? E foarte simplu, decât să repar toate magistralele, să desfaci toate străzile, adică reparațiile magistralelor cu modernizarea CET-ului durează 15 ani. Aceste centrale pot fi amplasate într-un an, doi. Cu toate avizele și cu toate proiectele și cu tot. Adică e altceva. Lucrez pe o zonă foarte mică și voi instala câteva centrale pilot, după care vom face diferența de eficiență și vom porni pe scară largă pentru a instala astfel de centrale. Cam cât credeți că vor mai rezista aceste țevi care sunt mașina voastră să... Căderea totală este iminentă, o spun de câțiva ani, că nu o să mai dureze mult. Trebuie să spun că primiți destule sesizări. Bineînțeles. Vorbim deja nu numai de cost, pentru că clar s-ar reduce costul, dar vorbim însăși de un serviciu de calitate, pentru că astăzi nu se mai primește apă caldă sau căldură, adică nici nu mai e vorba despre cost, se vorba de a primi un serviciu sau nu. Ultimul minut și ultima întrebare. Ați găsit mai mare deschidere acum la PSD? Se abite aceste proiecte? Da, deschiderea față de proiecte și am văzut o discuție pe proiecte, nu pe funcții. Deci e o mare diferență. Apreciez faptul că Partidul Social Democrat vrea să se schimbe și experiența mea spune totul. Deci îl aveau candidat pe domnul Onțanu, un politician învechit, care ar fi dus sectorul cu 20 de ani în urmă. În momentul când eu am anunțat că voi candida independent, au renunțat la dânsul și au hotărât să mă susțină pe mine. Mi-arată clar că PSD vrea să se modernizeze, vrea să rupă anumite legături cu trecutul, cu zona, cu o zonă pe care și eu am contestat-o. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă aștept cu mare plăcere. Vă mulțumesc.